Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al păcii, în cer și pe pământ, revarsă harul păcii tale în lume, în familii și în inimile tuturor oamenilor și mai ales în inimile celor ce te mărturisim și ne închinăm ție. Stinge neînțelegerile și războaiele dintre oameni, liniștește țara noastră și lumea întreagă, mângâie inimile întristate, dă ajutorul tău celor năpăstuiți, scoate-i din tot necazul și dă pacea Duhului Sfânt în inimile noastre. Suntem în griji, Doamne, pentru că ne cheltuim zilele vieții fără pocăință și fără îndreptare. Îndurerați suntem, Doamne, fiindcă n-am făcut cele ce am făgăduit și conștiința ne mustră pentru tot timpul pierdut. Ajută-ne, Doamne, să punem început bun prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Mântuitorule bun, să păzim cuvântul Evangheliei Tale. Ajută-ne, Preasfinte Duhule, să începem o viață nouă de rugăciune, de smerenie, de înfrânare și de curăție și de slujire cu dragoste a semenilor noștri, ca să ajungem la liniștirea simțirilor și la pacea inimii atât de dorită, dar cu anevoie de dobândit. Dăruiește-ne pacea Ta, care covârșește toată mintea, ca să ne bucurăm de viață, să nu ne plângem în suferință și să nu ne temem de moarte. Cu ajutorul Tău, cel atotputernic, să biruim ispitele diavolului și să dobândim de la Tine tăria statorniciei în bine și în virtute. Pentru că în inima în care odihnești Tu, Doamne, nu mai este frică, nici neorânduială, ci mângâierea Duhului Sfânt și viață fără de moarte, de care învrednicește-ne pe toți. Că Tu ești izvorul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Sfântului Duh. Amin. Dacă ești creștin ortodox, abonează-te gratuit. Dumnezeu să te binecuvinteze.